incomod, am înțeles și de la... Ziar incomod, da? Și e adevăr. Și înțeleg că... Nu, am întrebat cu doamna manager și... Ziar a frângut, sunt. Da, cum sunt aceia, eu sunt. Vreau să vă întreb, că am văzut că va intra echipa de la Direcția de Sănătate Publică. Fiind instituție publică, vă dați seama că pot să filmez. Și voiam să vă întreb de ce au venit, care au fost problemele. Sunteți director economic și înțeleg că sunteți și purtător de cuvânt. Nu, nu, domnul director medical este purtătorul de cuvânt. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Vă rog frumos, cum vă numiți? Spuneți-o, nu am nici, eu nu am participat, eu nu am ce să vă spun, îmi pare rău. Da, îmi cer scuze, sunteți persoană angajată într-o instituție publică, vă rog frumos, cum... Știu, am înțeles, dar cum vă numiți, vă rog frumos. Nu am participat la... Eu ce să vă spun? Nu am ce să vă spun, că nu știu ce să vă spun. Nu, că n-am venit să vă ne certăm cu dumneavoastră, vă dați seama, dar vreau să vă întreb cum vă numiți. Ținem pe mână. Mulțumesc. Deci, doamna director medical, nu știu ce s-a discutat, ce s-a proiect, nu știu unde la DSP, nu știu unde este, doamna manager a fost. Cei de la DSP tocmai ce au plecat. Nu știu unde la casa, dar nu știu unde are o problemă. Dumneavoastră cum vă numiți? Eu mă numesc Albu Drago, sunt șeful serviciului administrativ. Mulțumesc. Păi eu cu dumneavoastră aș putea avea... Da, eu nu pot să vă dau o părere, v-am spus, până nu mi-am și eu. E vorba de acea stație de curățenie. Da, au fost domnii de la direcție, tocmai s-au constatat, avem niște cămine fiind o stație foarte veche, sunt nici anumite probleme, ne-au lăsat niște măsuri pe care o să le remediem, o să cerem ajutorul. Dar de când sunt problemele astea? Că pare ceva veche acolo. Păi, nu sunt probleme, problemele apar tot timpul, vă dați seama. Păi și atunci tot ce se... Am avut la niște analizi, au constatat și dumneavoastră de la direcție, au constatat că unele... Noi la un trimestrial facem niște analize, au ieșit bune. Analize la ce? La apele pe care apele uzate. Care este da. Păi, haideți mine la cămine acolo să vedem cât de bune sunt. Eu nu pot să merg acum pentru că eu trebuie am primit niște măsuri și trebuie să... Și apele astea uzate care pleacă din spital, unde se scurg? În emisare. În ce? Unde se scurg? Unde se scurg? Deci stau în circuit, v-am spus, eu nu pot să stau să-mi vădă... Adică în căminul ăla unde e mizerabil, acolo. Și de acolo unde se duce mizeria? Haideți cu mine să le vedeți. Eu nu pot să merg cu dumneavoastră, eu am fost cu instituția noastră, cu forul ierarhic superior. Se scurg cumva, se scurg cumva la fosta stație de clorinare pe domeniul Cantacuzinilor? Cu tot respectul vă spun că nu pot să vă dau mai multe amănunte. Eu sunt șef de serviciu administrativ, am... Este doamna manager, dacă vreți să vă dați un punct de vedere, avem purtători. Sunteți subordinat primăriei, nu? Am putea merge la primărie să întrebăm până la urmă, nu? Deci, cred că și noi...